Mergem acum la Palatul Parlamentului, acolo unde se află colega noastră Cătălina Trănescu. Cătălina, bună seara, te ascultăm. Bună seara și bun găsit tuturor. Au trecut aproximativ 2 ore de când liderii PSD s-au întâlnit într-o ședință pentru a analiza activitatea guvernului în cele 6 luni de la investire. Președintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut un raport de evaluare al miniștrilor, raport din care are ieșit că doar 13% dintre măsurile prevăzute în programul de guvernare au fost îndeplinite până acum, în timp ce 60% dintre măsuri nu au fost implementate, iar restul au fost îndeplinite parțial. Înainte de a intra în ședință, Liviu Dragnea a declarat că nu a cerut și nici nu va cere demisia cuiva, ci în cadrul ședinței se va discuta strict pe cifre. Vom vedea așadar dacă guvernul va fi schimbat și dacă se va cere excluderea lui premierului Sorin Grindeanu din guvern. Acestea au fost deocamdată informațiile. La revedere!